Știri pe scurt, acum iubitorii mașinilor de epocă au avut ce vedea ieri în Paris. 400 de astfel de automobile care, mai de care mai de epocă, au defilat pe străzile capitalei franceze și a fost spectacol. Mașinile au trecut prin fața celor mai importante monumente și clădiri pariziene spre încântarea spectatorilor. Parada a ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție și este un succes dacă ne gândim că în fiecare an din ce în ce mai multe mașini sunt înscrise la eveniment. De această dată, vedeta a fost un Ford T din 1917. Defilarea de epocă a mai inclus și patru autobuze vechi, dar și două tractoare.